Salutare tuturor! Am revenit cu un nou clip și astăzi o să desfacem coletul. Bine, eu recunosc că l-am desfăcut deja și m-am uitat prin el. Este vorba despre coletul de Crăciun cu noutățile de Crăciun de la Sephora. Pentru că deja suntem în luna decembrie și începem să alegem cadouri pentru cei dragi, m-am gândit să vă arăt și ce am primit eu în acest colet. Teoretic, coletul a fost trimis acum mai mult timp, dar cei de la Sephora au trimis la adresa veche pe care eu o aveam dată pentru colete și a ajuns cumva mult mai târziu la mine coletul și tocmai de aceea abia acum fac acest clip. Dar am zis că tot o să vă bucurați de el și tot o să vă placă să vedeți care sunt noutățile Sephora. Și o să încep cu un mic cadou pe care cei de la Sephora ni l-au dat în colegi. Mi s-a părut foarte drăguț. Este o mini șampanie Moët. Mi se pare foarte simpatică că ne-au dat așa cumva. Pentru că nu am putut să participăm la evenimentul de Crăciun și a fost un eveniment online, au fost super drăguți și ne-au dat o șampanie ca să sărbătorim cumva împreună, cum obișnuiam să sărbătorim în fiecare toamnă și să mergem la evenimentul de Crăciun. Sincer să fiu, chiar mi-este dor de petrecerile Sephora, pentru că mereu sunt super drăguțe și testez și vezi produse și le vezi așa acolo pe toate, vezi toate noutățile. Dar în curând, ușor, ușor, vom reveni la și la evenimente de genul. Bun, după șampanie, avem așa. Avem aici un set. Trebuie să vă zic că tematica produselor Sephora de Crăciun din acest an este Wild Wishes. Așa se numește. Și avem aici un set cu 3 săpunuri solide. Avem Cotton Flower, Cherry Blossom și Monoi. Sunt toate trei aici. Nu o să desfac toate produsele pentru că o parte din ele, sinceră să fiu, vreau să vi le fac vouă cadou, pentru că după cum bine știți, încerc să nu păstrez prea multe produse pentru mine, pentru că știu că nu voi putea să le folosesc pe toate și atunci prefer să vi le fac vouă cadou și m-am hotărât ca până de Crăciun, deja am început, să fac câte un giveaway în fiecare zi, în așa fel încât să vă ofer și vouă, mai ales că este perioada sărbătorilor, să vă ofer și vouă produse și, cum spuneam, încerc să nu le păstrez pentru mine pe toate, deși recunosc că este tentant uneori, dar îmi dau seama că nu le pot folosi pe toate și doar ar expira în spatele meu aici în dulapuri, așa că mai bine vi le fac vouă cadou. Îmi place să folosesc săpunuri solide și de asta mi se pare foarte tare că au și acest set. Deși am foarte multe geluri de duș prin care trebuie să trec și pentru că nu vreau să le arunc sau le voi folosi până la capăt, dar planul meu cumva pentru viitor este să încerc să nu mai cumpăr geluri de duș pentru că ele vin ambalate în recipiente de plastic de cele mai multe ori. Unele sunt și în plastic reciclat, într-adevăr, dar planul meu este cumva să trec pe săpunuri solide. Deși am câteva geluri de duș pe care le ador și probabil că îmi va fi greu să renunț complet la ele, voi încerca pe cât posibil să trec pe săpunuri solide, așa că să văd și la Sephora săpunuri solide care sunt foarte drăguțe și care știu că miros foarte bine, pentru că, în general, gelurile de duș de la Sephora miros bine. Mă bucură foarte tare. Apoi avem și această mască, The Holographic Mask, de la Sephora. Cred că mai am una, așa că pe aceasta o să vă fac vouă cadou și o voi pune la giveaway și o veți vedea pe Instagram. Și asta este important să mă urmăriți pe Instagram. În primul rând, pentru că acolo vă fac și update-uri legate de ce se mai întâmplă, ce vom mai filma, ce vom mai face. Plus că acolo sunt și giveaway-urile de cele mai multe ori. Așa că dacă nu mi-ați dat follow pe Instagram, ar trebui să o faceți. Mai avem aici, tot așa de la Sephora, o mască pentru ochi care se ține în frigider și apoi o pui pe ochi. Eu, sinceră să fiu, nu folosesc astfel de măști, dar aceasta este chiar super drăguță și dacă vedeți, și sper că se vede, este cu sclipici, este super, super fancy. La fel pe aceasta o să vă fac vouă cadou. Trebuie să o țineți în frigider, este reutilizabilă, ceea ce este foarte bine și apoi, după ce o țineți cam 15 minute în frigider, o puneți direct pe ochi și stați așa cu ea până se încălzește. Mai avem aici, tot de la Sephora din gama Wild Wishes, un sleeping kit. Și ce avem aici? Avem o mască cu, pentru păr cu nucă de cocos. Apoi avem un ser de noapte care ajută la
purificarea tenului și are 96% ingrediente naturale. Masca cu cocos are 91% ingrediente naturale și mai avem aici o mască din aceea pentru somn, super drăguță, cu printul Wild Wishes, adică este cumva tematică pentru Wild Wishes. Sinceră să fiu, sunt tentată să păstrez masca aceasta, dar vă voi face vouă cadou aceste, pentru că mi se pare foarte drăguț setul și atunci prefer să vi-l dau vouă. Avem un spray facial de la Mario Bădescu cu aloe, ceai verde și castravete. Acesta este un tonic foarte bun pentru față și este și foarte refreshing. Eu mai am unul, așa că din nou o să vi-l fac vouă cadou. N-am apucat încă să-l folosesc, dar tocmai de aceea l-am păstrat pentru a-l testa pentru voi și a vă spune părerea mea despre el. O să-l vedeți fie în favorite, fie la empties, în orice caz. Sau cine știe, poate la produse care nu-mi plac, deși nu cred, pentru că în general produsele Mario Bădescu îmi plac și mi se par bune, așa că nu cred să ajungă chiar acolo, dar chiar ar trebui să mai fac un clip despre produse care nu-mi plac. Sunt curioasă dacă s-au mai strâns ceva produse, trebuie să verific. Încerc pe cât posibil să strâng tot soiul de produse, produse care îmi plac, empties, produse care nu-mi plac, în așa fel încât să pot să vă dau păreri cât mai sincere despre toate produsele pe care apuc să le testez. Dar da, acesta îl voi pune tot așa pentru voi în pachetel. Din gama Wild Wishes cu Cotton Flower avem aici un lapte de corp hidratant și oricât de mult mi-ar plăcea să îl păstrez, realitatea este că am foarte multe produse de corp acolo, am foarte multe creme de corp și nici nu apuc să le termin atât de repede. Așa că acesta, chiar dacă mi-ar plăcea să-l păstrez, o să vi-l fac tot vouă cadou, mai ales că este și din gama actuală Sephora și arată foarte bine. Îmi place foarte mult tematica de anul acesta, Wild Wishes, cumva, nu știu, și vorbește direct, ca să zic așa, nu știu, îmi place foarte mult și cu panteră și junglă, așa, e, arată foarte bine. Colecția de Crăciun de anul acesta chiar mi se pare că arată foarte bine, așa colorată și vibrantă și îmi place. Avem aici un kit de la Dr. Jart și aș vrea să reușesc să îl deschid ca să vedem ce avem înăuntru. Bun, înăuntru acest kit conține un serum ceramidin, avem aici un lichid ceramidin, practic avem produse din gama ceramidin, avem o mască pe care și eu o mai am, așa că aceasta cu siguranță ajunge la voi. Și avem crema ceramidin, pe care și pe aceasta o am, așa că din nou tot setul de la Dr. Jart va ajunge la voi. Produsele Dr. Jart sunt foarte bune, am testat tot felul de măști de la ei, am folosit creme de la ei și chiar mi se par niște produse care funcționează. Nu am încercat încă produsele ceramidin și gama ceramidin, dar cineva va avea ocazia să le încerce. În gama Sephora de Crăciun din acest an avem și această lampă super simpatică în formă de lemur, pe care eu sincer o voi pune în camera lui Mati pentru că mi se pare foarte drăguță și cred că o să se potrivească acolo la el, plus că spune că are o lumină foarte difuză și slabă, ceea ce va fi perfect pentru camera lui pe timpul nopții, cât să facă puțină lumină, dar totuși să nu îl deranjeze și să nu fie prea luminoasă camera lui, plus că arată super simpatic și cred că o să-i placă și lui să o aibă acolo prin cameră. Avem aici un Tangle Teaser Mini pe care, sinceră să fiu, mă gândeam acum să vi-l fac vouă cadou. Arată foarte drăguț din ce-mi dau seama, nu vreau să-l desfac. Este auriu cu albastru. Tangle Teaser chiar este o perie foarte bună, poți să o folosești inclusiv pe părul umed, să-ți descurci părul, poți să o folosești în duș după ce aplici masca, sau mă rog, în baie, după ce aplici masca să o folosești ușor prin păr, în așa fel încât să descurci foarte, foarte bine părul și vârfurile și să ajuți masca să își facă efectul. Poți să o ții în geantă pentru că este suficient de micuță încât să poți să o ții după tine. Bine, da, până și cu în geanta baghet, mă gândeam că știți că eu am gențile acelea baghet pe care le port foarte, foarte des și mă gândeam dacă încape acolo. Încape acolo, dar probabil după aia nu mai mi-ncape portofelul, că am un portofel destul de mare. Dar totuși încape până și în geanta respectivă. Așa că mi se pare
O perie foarte bună, este foarte utilă fiind din plastic, nu se deteriorează ușor și nu îi se tocesc perii, așa că o să vă țină mult timp. Eu am un tangle teaser de acum, cred că aproape 10 ani, dar cred că are vreo 9 ani tangle teaserul meu, așa că vă zic sincer că o să vă țină foarte, foarte mult timp și este o investiție pe termen lung și în general vă sfătuiesc să faceți investiții pe termen lung, mai ales când vine vorba de ustensile de păr, perii de păr, să încercați să căutați acele produse pe care să nu le schimbați în fiecare an sau o dată la 2 ani. Încercați să găsiți produse care să vă țină și 6, 7, 8 ani. Așa că da, acesta ajunge la voi. Avem aici The Wild Book Palette. În primul rând trebuie să vă uitați cât de drăguț arată, pentru că chiar arată foarte, foarte bine și așa arată în interior paleta. Paleta aceasta din start ajunge la voi, nici nu are sens să o testez eu sau să mă joc eu cu ea, deși poate v-ar plăcea, dar prefer să vă fac vouă cadou nou-nouță fără să mă ating de ea. Aveți aici și două pensule, aveți un bronzer, un iluminator și un blush și aici sunt 12 culori. Aveți nuanțe sidefate, aveți nuanțe mate, aveți și câteva nuanțe, să zicem, mai sclipitoare și foarte important, mi se pare că aveți un negru mat care vă va ajuta să conturați ochiul. De exemplu, astăzi eu mi-am făcut codițele cu un fard maro închis. Mi se pare o paletă foarte drăguță, neutră, dar și cu puțin ceva acest argintiu aici. Mai avem acest vișiniu așa sidefat cu care puteți face ceva lucruri mai îndrăznețe, evident nuanțele închise care vă ajută să faceți un smokey eye și nuanțele deschise care vă ajută pentru lucrurile mai de zi. Mi se pare paletă foarte drăguță, mai ales că primiți și bronzer și iluminator și blush, primiți și două pensule, este bună și pentru călătorit cu ea și mai ales dacă nu sunteți o persoană care să se machize foarte, foarte mult sau o persoană care nu vrea foarte multe produse și vrea să aibă, nu știu, un astfel de set pe care să-l folosească, cred că este o variantă foarte bună și evident este și o variantă de cadou foarte bună pentru o prietenă, mamă, soră, mătușă și așa mai departe, sau iubită. Apoi avem aici de la Rituals Indian Rose and Sweet Almond Oil. Mamă, cred că s-o să fie, nu miroase, dar cred că o să fie foarte interesantă. Este o spumă de duș. Am mai folosit și cred că ați văzut și în Empties de la Rituals spuma de duș. Pe aceasta o să păstrez eu și o să încerc pentru că îmi plac și au început să-mi placă foarte, foarte mult produsele lor, produsele Rituals. Îmi plac cremele lor de corp foarte mult, deci am avut o cremă pe care am adorat-o, a intrat și în favorite și în Empties și peste tot. Am avut spuma de baie, am avut, adică spuma de curățare, acum folosesc un scrub de la ei care este senzațional, chiar astăzi l-am folosit și după ce folosești acel scrub rămâne o peliculă uleioasă pe corp și după aceea când te ștergi se ia excesul de ulei, ca să zic așa, de pe corp și de pe piele și nu mai trebuie să te dai cu cremă hidratantă. Pentru că rămâne atât de hidratată pielea și se simte atât de bine, este și fină și hidratată, încât nu mai ai nevoie să te dai cu cremă în dimineața sau, mă rog, seara respectivă. Și îmi place foarte mult, păcat că este puțin cam mic, nu știu dacă este travel size sau, mă rog, varianta mini, pentru că eu am primit produsul, sau este varianta full size, dar îmi place foarte mult, chiar funcționează foarte bine și o să-l vedeți cel mai probabil ori în favorite, ori în MT, sigur îl vedeți. Așa că da, am primit și această variantă de spumă de baie pe care eu o să o păstrez. Avem aici două glosuri, avem unul de la Too Faced Lip Injection Lip Gloss, acesta, care ar trebui să fie și ușor plumping, care să vă ajute buzele cumva să pară ușor mai mari. Nuanța este interesantă. Din nou, am foarte multe glosuri pe care chiar trebuie să le termin, așa că acesta de la Too Faced va ajunge la voi, deși arată foarte bine și nuanța este foarte drăguță. Este așa un peachy golden mediu și are foarte, foarte mult sidef auriu în el. Cred că o să arate superb pe buze. Nu vreau să-l desfac pentru că vreau să ajungă la voi complet sigilat. Și mai avem aici de la Dior
de la Dior Backstage, acest Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Este practic un plumper de buze hidratant. Nu am încercat până acum glossurile de la Dior, așa că pe acesta o să îl păstrez, că sunt curioasă să văd cum funcționează și mai ales că scrie pe el Hyaluronic Lip Plumper. Sunt curioasă dacă într-adevăr îți hidratează buzele. În schimb, mai avem acest set de highlighter și blush de la Dior Backstage, care va ajunge la voi, pentru că eu mai am deja unul, nu este chiar fix această nuanță, dar pentru mine acela este suficient, așa că acesta va ajunge la voi. Din păcate, trebuie să vă anunț că nuanța de aici pare ușor desprinsă, probabil de la transport. Sper din tot sufletul să nu fie prea rău desprinsă, dar în orice caz vreau să vă fac acest kit, mă rog, această paletă cadou. Știți că iluminatorul de la Dior Backstage a fost în foarte multe tutoriale, în foarte multe favorite ale lunii, pentru că într-adevăr este foarte bun și este foarte, foarte frumos. Așa că eu având deja unul, v-am zis, nu este fix aceeași nuanță, dar eu având deja unul, prefer să vi-l fac vouă cadou pe acesta. O să fie niște giveaway-uri foarte drăguțe acum în perioada sărbătorilor și mă bucur tare mult că pot să le fac și că pot să vă ofer toate lucrurile astea și sunt sigură că o să vă bucurați de produse și că o să, nu știu, că o să vă placă. Tot așa din gama Wild Wishes avem acest Kit Comfort Cuckooing Set, care are o pereche de ciorapi foarte comozi și acel reusable hand warmer, care, sincer să fiu, pe pârtie și la munte este foarte util și tocmai de aceea vi-l fac vouă cadou. Avem aici o mască pentru buze, Golden Lip Mask, și eu mai am măști pentru buze, plus că și cumpăr măști pentru buze destul de des, așa că m-am gândit ca pe aceasta să vă fac vouă cadou, mai ales că, din nou, este din gama de Crăciun și fiind giveaway-uri de Crăciun, încerc pe cât posibil să vă ofer produse așa mai festive. În general, măștile de buze de la Sephora sunt foarte, foarte bune și foarte hidratante. Imediat după ce le folosești, îți simți buzele așa, nu știu, super hidratate, frumoase, nu chiar umflate, dar înțelegeți ce vreau să zic, că arată și se simt foarte, foarte bine. Eu încerc să îmi pun o mască de buze undeva, reușesc cam o dată la 2 săptămâni, sinceră să fiu. Ar fi bine să-mi pun câte una pe săptămână, mai ales în perioada aceasta de iarnă și cu sezonul rece, când buzele se usucă mult mai repede, că și acum îmi simt buzele ceva mai uscate, dar realitatea este că nu reușesc chiar în fiecare săptămână, reușesc cam la 2 săptămâni. Mai avem aici 2 produse foarte, 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 foarte interesante și le voi ține să le testez pentru că mi se pare interesante de văzut cum funcționează. Sunt 2 produse de la Pixi și sunt On The Glow Blush. 2 nuanțe. Avem aici nuanța Ruby și nuanța Juicy și, pentru că totuși vreau să le testez așa un pic și să vedem cum arată, o să le încerc puțin pe mână. Ok. N-au miros? Sau nu mai am eu miros? Asta e o glumă foarte proastă de făcut în perioada asta, îmi dau seama, îmi cer scuze. Dar nu, nu prea au ele miros. Așa. Așa arată nuanța Ruby. Și sunt curioasă cum se... ce frumos! Wow, chiar se... Este destul de pigmentat, dar se blenduiește foarte, foarte frumos. Și în același timp arată și foarte drăguț și se simte într-adevăr foarte hidratant. Haideți să vedem și nuanța Juicy. Ok, interesant. Acesta mi se pare că parcă nu este chiar la fel de pigmentată, dar foarte drăguță și nuanța asta. Vedeți, nu este totuși chiar atât de pigmentat ca și Ruby. Sunt curioasă cum arată totuși ele pe mine și cum se simt pe parcursul zilei. Pe mână, cel puțin, arată foarte bine și se simt foarte bine, dar cel mai bine le vom testa într-un tutorial de machiaj. O să le pun acolo la produse de testat. Și știu că ați tot cerut în ultima perioadă tutoriale de machiaj și voi reveni, de asemenea revenim la programul de 5 clipuri pe săptămână. Sunt foarte, foarte entuziasmată și mă bucur că se întâmplă asta.
Așa că, oricum, orice sugestii de clipuri pe care le aveți, vă rog frumos să mi le scrieți în comentarii, subiecte pe care vreți să le abordăm, atât pe zona de beauty, cât și pe celelalte zone de minimalism, Mami Monday, mașini, chestii de viață, story time-uri și așa mai departe. Așa că aștept de la voi sugestiile de subiecte pe care vreți să le abordăm. Mai avem aici, tot din gama Wild Wishes, o paletuță mică de farduri pe care trebuie să o desfac mai întâi ca să pot să vă arăt. Ce simpatică este! Se numește Little Wishes. Este super simpatică. Chiar sunt curioasă cum arată și ce nuanțe are. Ah, sunt trei farduri cu care puteți realiza practic un look rapid și pe aceasta o să vă fac din nou vouă cadou, că mi se pare foarte simpatică și sunt sigură că cineva se va bucura de ea. Din nou, eu am deja farduri, am deja palete, am deja nuanțele astea și nu are absolut niciun sens să le țin. Eu prefer să vi le fac vouă cadou. Plus că este atât de drăguță, uitați-vă cât de micuță e și de simpatică e. Cineva cu siguranță se va bucura de ea. Și cel mai probabil există mai multe nuanțe pentru această paletă, așa că puteți să mergeți și să vedeți ce nuanțe vă plac mai mult, ce nuanțe vi se potrivesc și să vă alegeți de acolo o paletă micuță ca aceasta. Avem aici și un mini Boing Concealer, care este un corector pe care eu chiar îl folosesc și îmi place foarte mult. Avem aici nuanța numărul 2. Așa arată. Nici nu știu sinceră să fiu dacă să-l păstrez sau nu, pentru că cred că îl mai am. O să verific și dacă îl mai am, vi-l dau vouă. Dacă nu-l mai am, probabil că o să-l țin. Nu sunt sigură nici de treaba asta, pentru că, din nou, am totuși destul de multe corectoare. Așa că, sincer să fiu, ce cred că cel mai probabil o să vi-l fac vouă cadou, mai ales că este varianta mini. Este și ușor de folosit, ușor de luat după voi și este, cred eu, și o variantă bună să puteți să încercați produsul și să vedeți dacă vă place sau nu. Mai avem aici și un mini Bad Girl. Este un mascara de la Benefit care îmi place foarte mult și îți face genele absolut superbe. Acesta din nou va ajunge la voi pentru că eu mai am deja mascara full size și nu are sens să îl țin și pe acesta. Deși îmi place să țin variante mini size pentru că mă ajută atunci când călătoresc. Nu știu, de data asta totuși prefer să vi-l dau vouă. Pot să iau și varianta full size după mine, plus că nu călătorim chiar atât de mult în perioada asta, așa că nu mai am nevoie de variantele mini, mai bine ajung la voi să puteți să încercați produsul și să vedeți dacă vă place. Am mai primit și acest produs foarte interesant de la Sephora, tot din gama Wild Wishes. Se numește Multi-Use Powders și arată așa. Și sunt pudre multi-use care pot fi folosite pe față, pe ochi sau pe buze. Mi se pare foarte interesant. Deși sunt tentată să păstrez acest produs, sinceră să fiu, o să vi-l fac vouă cadou. Aș vrea ca cineva să se bucure de ele și să le folosească. Părerea mea sinceră este că cel mai bine se potrivesc pentru față și pentru ochi, dar cred că și pe buze ar arăta foarte drăguț, de exemplu peste ruj, în centrul buzei, să aprici puțin din această pudră și să dai acea clipire buzelor și acel shine super drăguț, mai ales în poze arată superb, dar să știți că arată foarte, foarte bine și în realitate, dar este destul de important ca rujul să fie mai hidratant în așa fel încât pudra să nu usuce mult prea tare buzele. Mai avem aici și un set cu câte? 6 nuanțe cream lip stain de la Sephora. Știți foarte bine că sunt niște rujuri mate incredibil de rezistente și de bune. Eu le ador, am foarte multe nuanțe de la ei. În acest set aveți mai multe nuanțe. Aveți așa, nuanța 01 Always Red, care este cel mai popular roșu mat de pe internet și într-adevăr este foarte, foarte bun și este și destul de accesibil ca preț, sincer să fiu. Așa că dacă vreodată ar fi să vă recomand un ruj roșu rezistent și care să arate absolut perfect, dar și accesibil ca preț, ar fi cu siguranță 01 Always Red de la Sephora. Avem 13 Marvelous Mauve, care iarăși este o nuanță foarte frumoasă. Avem nuanța 40 Pink Tea, nuanța 84 Rose Redux, nuanța 14 Blackberry Sorbet și nuanța 27 Black Cherry. Sunt aici câteva nuanțe care îmi plac, cu siguranță roșul, și sunt câteva nuanțe
pe care, sincer să fiu, nu cred că le-aș folosi și nici nu cred că îmi stau bine. Așa că o să ajungă în mare parte acest set la voi. Aici mai avem acest Golden Lip Water de la Lano Lips. Mi se pare foarte interesant. Este un fel de gloss hidratant. Oricum, produsele Lano Lips sunt foarte, foarte hidratante, care are extraordinar de mulți clipici. Îmi pare foarte rău, dar trebuie să-l încerc pentru că m-am uitat acum la el și mi se pare senzațional. Am senzația că ar putea fi formidabil acest produs și nu mă pot abține să nu-l testez să văd cum arată. Așa că trebuie să-l testăm. Ia să vedem. Sunt prea curioasă. Ah, ok, ce interesant. Are pensulă. Este mentolat. Wow, și este extraordinar de... Ah, ce tare. Are un efect ușor de plumping, dar este super lejer. Are o textură extraordinar de subțire. Mi se pare foarte tare că are această pensulă cu care poți să mergi perfect pe conturul buzei. Și chiar e hidratant și arată și superb. Voi vedeți cum arată. Mie mi se pare că am descoperit un viitor produs favorit de buze. Îmi place foarte mult. Deci, Golden Lip Water de la Lano Lips. Din start pot să zic că vi-l recomand. Mi se pare superb, superb, superb. Produsele Lano Lips, în general, chiar sunt foarte bune și foarte frumoase. Și foarte hidratante. Dar acesta parcă le are așa cumva pe toate. Este și plumping, este și foarte hidratant și arată absolut senzațional. Îți face buzele super juicy și parcă le-ai pupa în continuu. Mai avem aici 3 produse. Avem acest port fard din gama Wild Wishes, pe care scrie Wild și este așa tot super sclipicios, pe care o să vi-l fac vouă cadou. Vreau să te bucure cineva de el, mai ales că am 10.000 de port farduri și nu am ce să fac cu atâtea, că nu folosesc atâtea. Așa că pe acesta vi-l fac vouă cadou. Și dacă îl câștigați și nu-l vreți voi, puteți oricând să îl faceți altcuiva cadou. Și mi se pare foarte tare că are acel gen de material cu paiete, care puteți să-i schimbați nuanța dacă dați într-o direcție sau alta. Mamă, mi se pare foarte tare. Și să știți că este foarte calitativ, adică nu se simte fragil deloc. Ceea ce este foarte bine, pentru că nu ai vrea ca în timp să cadă paietele astea și să nu mai fie ok. Dar, mamă, deci îți vine să te joci în continuu cu el. E foarte tare. Da, deci acesta ajunge la voi. Sunt curioasă cum arată Wild pe partea cealaltă. Că sigur. Cât de tare! Eu acum am văzut, deci nu pot să cred așa ceva. Cât de tare! Deci ați văzut că scria Wild pe partea aceea și dacă întoarceți, dacă îl faceți roz, scrie Wishes. Foarte tare! Îmi place mult de tot. Da. La asta nu mă așteptam. Mă așteptam să scrie Wild sau să nu scrie nimic pe partea cealaltă. Și încă o dată, Wild. Da, foarte tare. Asta ajunge la voi. Mai avem aici un scrub de la Wild Frank Body, pardon, pentru seară. Și este un fel de scrub pentru baie. Așa zice, scrub in the tub. Sleep scrub and soak. Ok. Pe acesta, pentru că eu mai am un scrub de la Frank Body, o să vi-l dau vouă cadă. O să-l încercați. Sincer să fiu, eu nu fac cadă. Deși mi-aș dori foarte mult să fac cadă. Nu știu, nu-mi vine să fac cadă. Simt că pierd timpul când stau în cadă. Trecem peste. Dar, da, pe acesta vi-l fac vouă cadou. Și îmi place foarte mult că este un produs 100% natural. Nu este testat pe animale. Este făcut în Australia și este vegan friendly. Așa că îmi place foarte mult și produsele celor de la Frank Body și cumva îmi place felul în care își fac produsele și vreau să-l testați și voi. Și ultimul produs, pe care cu siguranță îl vom testa într-un alt tutorial, așa, stați să scoatem de aici, avem o paletă de la Urban Decay. Este paleta Stoned Vibes și uitați-vă cum arată această paletă, este absolut superbă. Wow, ok, ok, nu mă așteptam. Deci, uitați-vă cum arată. Absolut superbă. O voi păstra
Și nu mă voi atinge de ea pentru că vreau să ne jucăm cu ea într-un tutorial. Dar este o paletă foarte frumoasă. Chiar sunt curioasă să văd cum arată aceste farduri. Mamă, deci când te uiți la ele sunt geniale. Acest albastru, de exemplu, mi se pare incredibil. Și Tiger's Eye, acel auriu de aici. Da, este o paletă care pare să fie foarte interesantă și vom face un look din acesta. Poate facem un look de Revelion cu ea, cred că ar arăta interesant. Nu știu ce vom face la anul acesta de Revelion cu toții, dar cu siguranță și dacă stăm acasă, tot putem să ne aranjăm și să fim drăguțe. Bun, acestea au fost toate produsele din coletul celor de la Sephora, noutățile de Crăciun în mare parte, mai ales din colecția Sephora și alte mici cadouri, cum ar fi acesta, pe care puteți să le faceți celor dragi, iubitelor, mamelor, surorilor, prietenilor și așa mai departe, sau chiar vouă, de ce nu? Dacă aveți orice fel de întrebare despre unul dintre produse, vă rog frumos să-mi scrieți. O să mai vedeți o parte dintre aceste produse în diverse tutoriale, pentru că, așa cum v-am zis, pe unele vreau să le testez și să vedem cum funcționează. Și majoritatea produselor vor ajunge la voi. Așa că nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, unde voi face giveaway-urile în perioada aceasta, perioada sărbătorilor. Și desigur să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut-o deja. Și ne vedem mâine cu un nou clip!